Salut, șacalor, mă, ce faceți, mă? O secundă să-mi descurc astea, că nu mai merg, mă. Da, bă, păi, azi m-am gândit eu cumva. Adică nu că m-am gândit, dar mi-a dat cineva, știi, niște videoclipuri de astea cu ceva România, cu ceva. Cum mi-l-o, dar nu mi s-a părut așa o idee foarte rea, știi? Și am zis, bă, asta chiar nu e idee rea. La modul am aici vreo 4 videoclipuri, știi? Și nu m-am uitat încă la ele. Dar e legat de români. Trebuie neapărat să dați un like. Nu pentru mine, pentru strămoșii noștri care au luptat pentru o țară mai bună, dar s-a ajuns la Țăranul cântă mare șucărime. Da. Să-i dăm drumul. Hai. Doamne, nu, te rog, nu, am înțeles, știu, la unii nu vă place să opresc așa videoclipul. Doamne, de ce, doamne, de ce există așa ceva? Bă, că mare jucărime, nu știu, pentru un rus, pentru un francez, bă, cred că nu s-ar simți așa cum mă simt eu, dar eu mă simt așa pentru că știu că asta e donație cu mine, e de respir același aer pe care respir și eu. Dar e mai cringe că își face el voce așa. Bravo, Șandule! Iau! Tare, Șandule! Nu, te rog, oprește-te, bă, nu. Și tu mori de mine, mă. Doamne, că am avut și eu episod, am înțeles, e ok. Deci eu vă promit că nu pot mă mai la videoclipul ăsta, mă simt prost, adică nu, mă simt mai prost decât mă simt deja, că când îl văd pe chelbosul ăsta acum, mare, șocării mei, pară. Gata, zi, baftă. Tare. Ai, doamne, înțeleg, și eu îl folosesc pe frate meu, ok? Și eu îl folosesc pe frate meu pentru videoclipuri, dar nu de genul ăsta, e like-uri, e 4000, înțelegi? Care avem aici, cum se numește țara noastră? Are 3 milioane de vizualizări și eu nu l-am văzut. La bunăvoința vecinilor mei, pot să încep și eu să mă la videoclip. Să-i dăm bice. Ok, cum se numește țara noastră? Să poate, doamne. Țara noastră, nu v-ați întrebat niciodată. Stai, cum? Hai, fă, zice, bă. Haideți să ne gândim un pic. Cum v-ați gândit sau cum? Dar nu, eu nu înțeleg, cum nu, să... deci nu refuză, ce, cum adică? Bă, înțeleg, frate, poate să te cheme și Ilie Moromete să stai în siliște agumești, dar n-ai cum să nu știi țara ta, frate. Și cum e posibil să ai 40 de ani, știi, să trăiești, să știi unde locuiești, dar totuși să nu știi. Dumneavoastră știți cum se numește țara noastră? Dumneavoastră. Cum se numește țara noastră? Serios, dumneavoastră? Am înțeles. E unul... Uniunea Europeană. M-ați întrebat niciodată cum se numește țara noastră? Nu, eu refuz să cred așa ceva. Cum se numește țara noastră? Cum se... M-ați luat așa prin surprindere. Aolo. Aleman cu istoria. Bă, dar numele țării, adică... Bă, deci nu, parcă numele României s-ar schimba așa cum se schimbă cursul valutar, adică mă înțelegi, adică Dumnezeu să ai 90 de ani sau câți ani are tipul ăsta și să nu știi cum se numește țara ta. No, hai, te rog, zi. Moreni, țara mor popu. Țara poporului. Țara poporului, am înțeles. Nu se cuiesc, adică mă înțelegi. Băi, băiatule, băi, de 90 că te întreabă. Nu, poate le spune la final. Da, sigur. Mulțumesc mult. Acum gândul meu era în altă parte, dar... Ca să stați măniștii, vă da, vine și nu da, da, sigur. Normal. Mulțumesc mult. Acum gândul meu era normal, în altă normal, parte, normal, normal. Ceva, dar nu... Da. Surprindere cu și, așa și la BAC o să fac la fel. Bă, lăsați-mă, mă duc până acasă, mă întorc. Poate acum chiar nu simt, nu știu, e... Nu, că îți dau dislike, am dat dislike, serios. Un alt videoclip de care nu sunt mândru. De fapt, totuși sunt mândru că nu l-am văzut. Este intitulat Un țigan deștept. Bă, poate ăsta știe cum se cheamă țara, adică, hai, dă-i. Unde ți telescop? Afond, unde? Trebuie să repet să zic eu, unde sunt telescopii? Băi, băiat. Da, telescopii cum... ca este în... Ce, bă, asta, mă? Ce-i telescopii? Du-te, deci nu pot! Uite-te ce față are, bă! Respirăm același aer! Nu că sunt rasist, dar dacă l-aș prinde pe ăsta, bă, l-aș închide așa într-un bunker plin cu cărți și caiete, bă, numai să... Bă, deci nu îmi vine să cred, e... No, 29! Abarcun, nu știu! 3x3! 3x3 a zis 9. 6x6. Băi, nu, cum să... 6x6. Da, omule, nu mai fi așa de prăjit. Am uitat eu noți, nu mai știu. Oprește-te cu vocea ta. Deci am pierdut challenge-ul din prima, că m-am simțit de... Nu pot, am așa o stare de aia că... Deci eu jur că nu pot mai până la final, doar dacă dau mai departe așa un pic, să... Dacă îmi au vocea și vă gropițe, nu, că nebunesc, că mă simt. Ești fată sau băia?
cioară. Da, vede. Ce o voce. Asta mi-a venit pe moment, mă scuzați, nu sunt rasist, adică mă înțeleg. De fapt sunt rasist, nu sunt rasist. Aici e un videoclip, cel mai bun rapper din România. Sper că nu se aude bor mașina, dar hai să vedem ce poate. Mie mi-a interesat să beau până văd în ceață. Și mă duc mâine o leacă și am o leacă de treabă și mă duc o leacă până la niște papușoi și nu mă interesează ceva de viața mea, că asta e... Și mă duc mâine o leacă de papușoi și nu mă interesează de viața mea. Deci eu dacă aș fi adminul YouTube-ului românesc, deci aș da block și banuri și remove și tot ce vrei tu pe viață, de pe ban permanent, ban pe IP, pe ce vrei tu la ăștia, frate. Nu știu ce zic, poate din greșeală o fi filmat videoclipul, după care tot din greșeală a apăsat acolo în carcă pe YouTube, poate i-o pus un titlu din greșeală, poate din greșeală l-a lăsat și pe public, că nu înțeleg cum, nu, e... Hai de capul meu! Cel mai bine. Era cel mai bine să o dai pe gangsta, o dai, o dau direct din suflet, o dau pe gangsta rap. O dau direct din suflet și nici la biserică. Go street and the fuck you was up, man. Wow, and go street on the was up, man. Bă, nu știu, aduci un pic așa Slim Shady. Un pic aici la freză și un pic așa la nănău aici, dar în rest nu e. Măcar ăla nu era român, adică mă înțeleg. Da, păi eu am pierdut, nu, că le dau dislike la toate, dislike. Da, bă, șacalor, bă, păi eu nu mai pot, adică a fost cel mai greu challenge pe care l-am făcut vreodată în viața mea. Păcate, sunt și eu român, dar totuși, na. Adică știi, sunt și chestii bune în România, știi, dar chestiile bune sunt ca internetul normal și chestiile alea rele sunt ca deep-ul. De 10 ori mai mari. Da, păi ne revedem, încercați voi challenge-ul ăsta, o să-l pierdeți, credeți-mă, când auzit pe ăsta cu tamburina, tamburina. Da, deja am uitat cum se face asta cu YouTube-ul, că deja au mai trecut iar o săptămână, mă rog, nevermind, ne vedem, baftă, salutați-vă mamele, follow Instagram, Facebook, ce vreți voi și... Da, bă! Singur dansează cu inima mea, n-arazi cum dansează cu inima mea. Noi nu ne călcăm pe picioare, ritmul e al nostru, suntem în sincronizare. Dar te văd prea rar și trăim separat. Dar te văd prea rar și nu-i simplu să tac acasă la mine.